Capitolul 13 48 de ore mai târziu se întâmplă un eveniment care va să însemne începutul unui șir întreg de nenorociri pentru țara noastră, dictatura militarofascistă. Chiar în seara aceleiași zile, mahalaua noastră va să resimtă într-un chip dureros instaurarea statului legionar. Curând după ce s-a noptat, o mașină s-a oprit în fața casei lui Neasava Frangulea, din ea au coborât trei haidamaci în cămăși verzi și cu pistoale grele pe șold. Au năvălit în casă și l-au ridicat cu forța, așa cum se găsea în și izmene. L-au urcat în mașină și duși au fost. A doua zi l-au găsit oamenii împușcat pe un maidan. Traiam pintea, poreclit negru împărat, se răzbunase. În după amiaza celei de-a treia zile, toată mahalaua noastră s-a înșirat înapoi a dricului care ducea spre locul de veșnic, odihnă trupul ciurui de gloanța lui Nasava. Până și Mustafa, cafegiul, și-a închis și-a urmat sicriul. Numai de când mă știam eu, murise multă lume în mahalaua mascaralei, dar se întâmpla pentru prima dată ca turcul să ia parte la înmormântarea cuiva. N-am să uit, cred, niciodată în mormântarea lui Nasava. De obicei, ceremoniile de genul acesta, cel puțin acelea de pe strada noastră, erau zgomotoase. Poate că mai aproape de adevăr ar fi dacă aș spune că jalea rudelor celor răposați era zgomotoasă. Înmormântarea lui Nasava Frangulea a fost cea mai liniștită și totodată cea mai impresionantă din toate la câte am asistat. După ce sicriul purtat pe brațe a fost depus în dric și după ce acesta a pornit, înapoi a lui s-au înșirat rudele o delegație de muncitori de la rizerie și toată suflarea omenească, inclusiv copiii din mahalaua noastră. În drum, deoarece se aflase în tot orașul din ce cauză murise Neasava, s-au atașat convoiului mereu și mereu al strecători, încât atunci când am ajuns aproape de cimitir, strada era o mare de oameni. Mulțimea mergea în tăcere, gravă, tristă și întunecată. Nimeni nu bocea. Numai țața Marioara, soția lui Neasava, lăcrima sub vălul care îi acoperea fața. Nu s-au auzit plânsete nici măcar atunci când sicriul a fost coborât în mormânt. Și cu toate acestea, nu cred că au existat multe mormântări la care durerea să fi fost mai sinceră, deși numai puțin din cei ce umpleau cimitirul îl cunoscuseră pe cel răposat. Înainte ca sicriul să fie coborât pe frânghi în groapă, unul dintre muncitorii de la rizerie a rostit o cuvântare. Au fost doar câteva cuvinte. Cred că a spus cam așa. Vreau să-ți spun în aceste clipe de rămas bun că noi, tovară și tăi de muncă, te plângem tot atât de mult ca și cei mai apropiați-ție, mama și soția ta. Te plângem fără lacrimi, fiindcă lacrimile ni le șterg mânia și indignarea împotriva criminalilor care te-au ciruit cu o cruzime bestială. Nu vom uita niciodată de ce a trebuit să plătești cu viața, după cum nici pe tine nu te vom uita niciodată. Adio, frate Sava! La vreo două săptămâni după mormântarea lui Nea Sava, Traian Pantea s-a mutat din Mahalaua noastră. Un camion i-a încărcat boarfele și mobila în mai puțin de o jumătate de oră și dus a fost. Lângă șofer a luat loc mamă, sa cu bibița, cum o stregau femeile din Mahala, până a nu se întâmpla asasinarea lui Nea Frangulea, mama banditului, cum i-au spus după aceea. În ziua când s-au mutat, atunci când camionul a trecut prin fața prăvăliei mătușii Brândușa, aceasta nu s-a putut abține să n-o huiduiască. Hu, o mumă de tâlhar! Duceți-vă unde și-a înțărcat dracu copii!» A doua zi, toată Mahalaua afla că Pantea se mutase cu mamă sa în casa unui negustor evreu, care fusese arestat, iar familia lui evacuată. Și tot cu acest prilej am aflat că pentru merite deosebite, împușcarea lui Nea va pe semne se enumera printre aceste merite, se numit șeful Poliției Legionare din oraș. În cele două săptămâni până nu se muta, Traian Pantea își făcea apariția pe stradă de patru ori pe zi, îmbrăcat în uniforma lui de arhanghel al morții. Dimineața, de două ori la prânz și odată seara, și se părea că nu bagă de seamă sau că nu-i pasă de privirile încărcate de ură cu care îl urmăreau femeile atunci când se întâmplau să se afle la porți. Nu băga în seamă sau nu-i păsa că bărbații treceau pe trotuarul celălalt când îl vedeau, după cum se prefăcea că nu aude atunci când vreo femeie din Mahala, mai curajoasă, vorbind tare, atâta cât era necesar ca să ajungă până la urechile lui clăpăuge, se căina că biata țara a ajuns să fie condusă de toți borfașii, de ucigașii și de toate pădăturile care, de mult, ar fi trebuit să înfunde închisorile. Ura și disprețul Mahalalei nu-l impresionau deloc. Din potrivă, parcă din adins, ca oamenii să-l urască și mai tare, nu se sfii ca la numai câteva zile după mormântarea lui Nasava să înceapă a opri oamenii pe stradă și să le propună. Ei, când ai de gând să treci pe la sediu? N-am ce să caut. Să te înscrii, măi, nene, dacă te înscrii, îți dau un ciolan să rost din el toată viața. Nu cred că am timp, domnule Pantea. Mai gândește, te are să vină ziua când ai să umbli tu să te înscrii și n are să se mai poată, fiindcă atunci vom fi destui. Omul îl înjura în gând și își vedea de drum. Unii mai fricoși îi promitau că au să treacă, într-o zi, numai ca să nu-l refuze pe față. Dar de dus, niciunul nu s-a dus. Așa că nici timp cât a locuit în mahalaua noastră și nici după aceea, partidul haidamacilor n-a izbutit să recurteze pe strada noastră măcar un prozelit. Dar era să uit, a existat totuși un singur caz. Matilda, vânzătoare la drogheria Păunescu de pe strada regală, fata lui Neamiron Tufescu cu barcagiul. În mahalaua noastră nu s-a știut că Matilda se înhăitase cu legionarii, dar până la urmă s-a aflat. Nu știu cine a văzut-o intrând în sediul lor, altul a descoperit-o mărșăluind într-o coloană de cetățui. Cei care o văzură se grăbiră să-l vestească pe Neamiron, care se făcut dunăre de supărare. Cum vre să-mi facă ea mie rușine asta? Lasă că o învăț eu minte! Seara, când Matilda s-a întors acasă, Neamiron a chemat-o la el. E adevărat, fată, că te-ai cu verzii!" Matilda n-a negat. Mai mult a încercat să-l convingă pe tată său că ar face bine să se înscrie și el la legionari. Atunci Neamiron n-a mai putut răbda. A luat o frânghie pregătită mai dinainte și s-a pus cu bătaia pe ea. Dacă nu interveneau niște vecine miloase, ar fi omorât-o. De bătut n-a mai bătut-o, dar judecata nu s-a terminat doar cu atât. A făcut un balot cu toate lucrurile ei și le-a zvârlit peste gard în curtea țaței pe una, care după ce o scăpase din mâinile lui tată să o luase să o adăpostească pentru la noapte. Eu de tine nu mai vreau să știu blestemată și târătură ce ești, să te duci la ăia nemernico, ei să-ți dea casă, ei să-ți dea mâncare și să te îmbrace, i striga peste garnea Miron. Târfă dacă te făceai și Tomi ar fi fost mai puțin rușină de oamenii din Mahala decât îmi e acum. Amenințarea lui Namiron n-au fost cuvinte rostite la mânie. Începând din seara aceea, n-a mai primit-o acasă și nici n-a mai vrut să știe de ea. Am avut o fată, dar mi-a omorât-o haidamaci." Se căina când se întâmpla să întârzie cu vreun prieten la vreun pahar de vin. Nu numai când era băut, dar chiar și treaz, Namiron o considera ca și moartă pe Matilda. La numai o săptămână de când o alunga, s-a cumpărat un berbec întreg, a pus-o pe țața pe una să-l gătească pilaf și a chemat mahalaua la pomana Matildei. Oamenii s-au crucit. Așa ceva nu mai văzuseră. Am avut o fată, o fată frumoasă și mi-au omorât-o haidamacii. Numai atunci, pentru prima și ultima dată, l-a văzut mahalaua noastră plângând. Excursia în baltă cu unchiul Iancu și Fane a fost amânată vreo trei duminici. De fiecare dată, unchiul Iancu ne anunța din timp că-i prins cu alte treburi. În sfârșit, în a patra duminică, dimineață tare, când soarele abia da să răsară, am coborât dealul jos în port, pe potecuța pe care nu mai coborâsem de pe vremea când ne jucam de hoții și vardiștii. La pescărie, odihnindu-se pe o babă, ne aștepta unchiul Iancu. Uite-l acolo!" îmi a tras atenția fane care îl descoperise încă departe. Ați venit, băieți? Bravo, n-ați întârziat nicio secundă!" ne lăudă unchiul Iancu. Câteva minute mai târziu, bărcuța noastră aluneca pe apele tulbure ale fluviului, tăind piezi curentul. Ramele mânuite cu dibăcie de brațele puternice ale unchiului Iancu făceau ca luntrița să înainteze cu viteză. Fane se întorcea din când în când spre mine și ochii lui parcă îmi spuneau, Ei, ce zici, așa că ne-ai cu un om și jumătate." Întrucât eram cu totul de acord cu el, zâmbeam și înclinam capul afirmativ. A fost o petrecere extraordinară. Unchiul Iancu, care era un om vesel, știa să ne facă să râdem cu lacrimi, fiindcă știa să povestească admirabil, dar mai ales fiindcă se pricepea să pescuiască tot atât de bine ca un pescar adevărat. După ce ne-am ospătat nu numai cu merindele aduse de acasă, dar și cu peștele prins cu undița, pregătit ad hoc de către fane, care se pricepea grozav la o asemenea treabă, unchiul Iancu a trecut, aș zice, la partea a doua a programului nostru, pentru care aveam să o aflu acum, ne invita baltă. Acum, măi, băieți, să discutăm și lucruri mai serioase. De altfel, în afară de faptul că am dorit să ne facem de cap câteva ore toți trei aici în baltă, și pentru discuția asta serioasă v-am invitat. Boșdeu, ca mea, nu-mi place să primez muzafiri. Ca să la voi tot nu se putea, fiindcă ar fi însemnat să o speriem de pomană pe mai ta ducule. Iar în altă parte nu știu unde ne-am fi putut vedea fără să fim stânjeniți. Dragă ducule, băiete, vreau să discutăm despre o problemă care te privește și pe tine. Îți aduce aminte ultima oară când am stat o strei de vorbă? Ți-am făgăduit să te ajut și eu ca să dezlești taina morții lui Andrei. Mai înainte de a afla în ce fel am încercat să te ajut, poftim, ea și citește cartușul, încercui cu roșu în ziarul acesta. Și unchiul Ian cu mintinse un ziar împăturit în opt, pe care îl scoase din traista cu merinde. Ziarul se numea Făclia și, cu toate că era anunțat săptămânal, avea o apariție neregulată. Amănuntul acesta îl cunoșteam de pe când vândusem și eu ziare. Altele însă, mult mai interesante, aveam să aflu acum de la unchiul Iancu. Am desfăcut ziarul și am găsit imediat articolul. Comisarul Apostolescu are cuvântul. Cititorii ziarului nostru își mai amintesc de monstruosul asasinat săvârșit la hanul lui Agop. Atunci, în împrejurări cu totul ciudate, muncitorul Andrei Mănăilă, electrician la uzina electrică a orașului, a fost înjunghiat cu o lovitură de pumnal care i-a străpuns inima. Cu anchetarea acestui caz a fost însărcinat comisarul Apostolescu. Iată însă că au trecut doi ani și criminalul care a pus capăt vieții lui Andrei Mănăilă continuă să se plimbe în libertate. În numele opiniei publice din orașul nostru, ne simțim obligați să punem câteva întrebări comisarului Apostolescu. 1. Este adevărat că dosarul acestei afaceri tenebroase a fost închis la numai câteva luni de la comiterea asasinatului? 2. Cel a determinat pe comisarul Apostolescu să suspende cercetările, știut fiind că ceea ce caracterizează activitatea dumii sale și îi asigură reușitele este tocmai perseverența. 3. A fost aceasta o inițiativă personală sau domnia sa nu a făcut decât să asculte de sugestia sau de ordinul cuiva? În acest caz, opinia publică vrea să cunoască numele aceluia care a dat un asemenea ordin și motivele. 4. În elucidarea cazului a epuizat oare comisarul Apostolescu absolut toate căile de investigații? Cu alte cuvinte, crede domnia sa că se află în fața unei crime perfecte? 5. Nu cumva Andrei Mănăil a fost ucis din cu totul alte motive decât acelea îndeopște cunoscute sub denumirea de obișnuite? 6. Atmosfera de senzațional creată în jurul acestei crime, ca și referirile perfide privitoare la trecutul tenebros al victimei, nu cumva au fost din adins întreținute, pe de o parte spre a deruta pe anchetatori, iar pe de alta spre a terfeli memoria unui om recunoscut ca onest de către toți cei ce l-au cunoscut? Comisarul Apostolescu are cuvântul. Ai citit? Da. Bun, acum să spun ce s-a întâmplat după apariția articolului. Mai întâi ziarul a fost suprimat din ordinul chestorului poliției legionare. Aceeași poliție legionară l-a arestat pe proprietarul ziarului și schingiuindu-l, l-a lăsat să mărturisească numele autorului articolului. De frică, omul a divulgat numele meu, fiindcă eu am conceput textul cartușului. Dumneata, nene Iancule, întrebă fanel în mi înainte. Eu, dragii mei băieți. Consecința? Sunt patru zile de când am fost dat afară din serviciu. Bineînțeles, nu acesta a fost motivul oficial, dar nu mi-a fost deloc greu să-l ghicesc pe cel real. Și acum, fără serviciu, ce ai să te faci? L-am întrebat îngrijora de soarta lui. De foame n-am să mor fi, sigur. Și acum, ducule, după ce ai aflat ce urmări a avut articolul să tragem concluziile. Că asasinarea lui taicătoare un substrat politic. Nu mai încape nicio îndoială. Concret despre ce anume poate fi vorba, nu știu. Cel puțin deocamdată. În orice caz, un lucru e sigur că taică de cu toate că nu a militat în cadrul vreunui partid, a avea totuși ca orice muncitor cinstit convingeri democratice. Aceasta ar fi prima concluzie, băiete. Mai află că de ieri comisarul Apostolescu a fost avansat și mutat la București. E clar, deci că ancheta nu va fi reluată. Impotrivă, nu ar fi exclus să dispară ca priminune și dosarul. Asta ce înseamnă? Înseamnă că asasinul tatălui tău sau aceia numele cărora a lucrat sunt destul de puternici ca să împiedice cu orice preț descoperirea vinovatului. Asta e a doua concluzie. Va să zică, un ziar suprimat, gerantul acestui a arestat de poliția legionară bătut și schingiui ca să divulge numele autorului articolului. Autorul articolului pus în 24 de ore în cadru disponibil. Comisarul care a închetat cazul a avansat chipurile și muta la București. Probabil dosarul dispăru fără urmă. Cu alte cuvinte, asasinul sau cel care îl apără, la primul pericol mai serios a acționat prom și sigur. De acord?" De acord, unchiule." Bun. Iată că există un băiat curajos care nu se sperie nici de criminal și nici de cei care îl susțin. Un băiat care își propune ca țel unic în viață reabilitarea memoriei tatălui său, ucis în împrejurări misterioase de un criminal rămas necunoscut. Ei bine, să presupunem că băiatul acesta ar fi în stare să facă lumina acolo unde comisarul apostolescu a găsit de cuvință că e mai prudent pentru el să nu scapere măcar un chibrit. Știi ce s-ar întâmpla?" Băiatul acesta curajos ar fi strivit ca o gâză, fără să mai apuce să spună nici pis. Dacă am înțeles în bine, nene Iancule, mă talește acum convins că mă paște o primești de reală dacă mă amestec. Da, ducule, și aceasta este cea de-a treia concluzie. Totuși trebuie să aflu, unchiule. În definitiv, ce privește mă paște dacă am să fac o plimbare prin cimitir? Mi-am zis ca să mă mint singur. Numai că în loc să mă plim, cum am intrat pe poarta cimitirului, m-am dus întins la cavoul cu anea urica. De fapt, nu chiar până acolo, ci până la un mormânt de om sărac din apropiere. Un biet mormânt părăsit. Ca nu cumva să dau cuiva de bănuit, fiindcă prin cimitir la ora aceea era lume destulă venită să îngrijească de morminte, am început să-mi fac acolo de lucru anume să îndrept crucea care, în curgerea anilor, se strâmbase. Dar la un moment dat, când nu a mai fost nimeni prin apropiere, m-am apropiat pe furiș de cavoul coanei aurica și am picurat ceară de la o lumânare prinsă în crăpătura dintre rame și chepengurile propriu zise. Am procedat în felul acesta deoarece vroiam să verific ulterior dacă mormântul continua să mai fie folosit de catina și de complicele ei. La cimitir am revenit abia după patru zile. Am verificat și iată că între timp vinișoara de ceară de la unul din chepenguri dispăruse. Dovada era făcută. N-am mai întârziat o clipă acolo. M-am întors la mormântul anonim de care am mai vorbit. Adusesem niște flori și am început să le sădesc. Și în timp ce mă îndeletniceam cu treaba aceasta, mă tot întrebam cum aș putea să descoper taina criptei cu zăvoare și încuietori. Dar iată că în timp ce tocmai aprindeam candela la mormântul pe care îl luasem, ca să zic așa, în patronaj, cineva care se afla chiar în spatele meu mă întrebă. Mă, dar pe cine ai tu îngropat acolo, mă?" Și fiindcă prevăzuse încă o dată avea să mi se pună o asemenea întrebare, am răspuns fără niciun fel de ezitare. Pe bunica. A, pe bunica? Și ți-o amintești, mă, pe bunica ta, măi? Cel care îmi vorbea, un om ca la, la, vreo 60 de ani, mărunt, cu o față rotundă și smeadă și cu niște ochi negri și neastâmpărați, era îmbrăcat cu niște și ferfeniți pe la glezne și cârpiți pe la genunchi. În loc de haină, purta o flanelă din lână țărănească roșie, nici ea într-o stare mai bună. Ciorapi nu avea în picioare și era încălțat în loc de ghete cu niște galoși sparți. În cap purta o pălărie de pâslă veche, decolorată, cu borul lăsat în jos și tare încrețit. Am răspuns cu prudență. Nu, fiindcă a murit mai demult când încă nici nu mă născusem. Da, mai că ta trăiește? Trăiește? Mă, și zici că ăsta e mormântul bunii, Kitty, ha? Faptul că îmi punea pentru a doua oară întrebarea, mă cam neliniști. Totuși m-am ținut tare. Da, al Mai că ta ți-a spus? Da. Și atâția ani, mă, de ce n-a avut grijă, mă, să ia aprind o lumânare, mă? Păi, să vezi, noi am fost plecați în alt oraș, la Bârlad. Ne-am întors de puțină vreme și... Păi, mai că ta și mormântul, mă, îți spun eu. De treizeci de ani de când îngrop morții, păi apoi am învățat să cunosc, mă, cimitirul ăsta, mă. Cum nici că se poate mai bine, la câți nu le-am săpat eu groapa, sute și sute. Ce vrei, 30 de ani, nu glumă. Pe mine, mă băiete, dacă ai să mă întreb cine zace în fiecare groapă, îți spun într o răsuflare, măi, că nu ți-aș putea spune și numele că asta e altceva. Dar n-am să greșesc niciodată să țin cu mormânt de muiere cu unul de bărbat. Ferita, sfântu. De pildă aici de desubt am îngropat un bărba și în o femeie, măi. Ești sigur, moșule? L-am întrebat cu prefăcută îndoială. Să fi greșit oare mama? După atâția nici n-ar fi de mirare. A greșit. Ăsta-i mormântul unui popă. Unul de-i zicea popa cinzea că fiindcă-i plăcea să tragă zdravă la măsea. hei, hey! mare aia a fost și cu popa ăsta. De dimineață până seara nu m-am bețit și în crai Asta până într-o zi când cine știe din ce pricină și-a pus treangul de gât. Auzi, popă să-și facă singur seama. Așa ceva nici nu se mai pomenise. A fost mare tulburare printre poporenii lui. Vlădica n-a da voie nici să fie prohodi și nici să fie îngropat în cimitir. A porunci să-i să facă groapa afară pe câmp și să fie mormântat fără pop și fără lumânare ca un păgân. Noroc, măi, că s-a găsit un gropar cu inimă bună unul tase. Adică eu, măi. Matale? Da, eu. Și arătă cu degetul în direcția inimii pe care singur și-o calificase ca fiind bună. Da, ia spune-mi. Neamurile popii nu ți-au fost recunoscătoare pentru treaba asta? A, m-au cinstit ele cu un pol parale, nu zic nu. Da, crezi că pentru asta am făcut-o. Să știi, măi, că de bani nu prea am dus eu lipsă în viața mea, cu toate că mulți n-am avut niciodată. Cum ți-am spus, trebuințe puține. Nici tu nevastă, nici tu copii, nici tu neamuri. Ce să fac eu cu banii? Când eram tânăr cheltuia mai pentru un strop de băuturii, că mai pentru niscai mărgele, pangli sau alte zorzoane pentru câte o fată care îmi plăcea. Dar toate cu socoteală. Pe măsură ce am îmbătrânit apoi și plăcerile astea au început să dea brânci nimic din ce în ce mai rar. Și dacă n-am mai trebuit să cheltuiesc bani pentru asemenea desfătări, atunci pentru ce altceva i-aș mai fi cheltui, măi? Așa că, măi băiete, odată m-am trezit că banii au început să-mi prisosească. Și ce ai făcut cu ei?" Nu m-am putut stăpâni să-l întreb. Ce-am făcut? I-am dat în păstrare lui domnul Manole. Cine-i domnul Manole? Domnul Manole, administratorul țintirimului. Aflam acum că Manole era prenumele domnului Miclescu, intendentul cimitirului, omul pe socota la căruia circula o mulțime de povești, care, după cele mai competente păreri, toate păreau a fi adevărate. Domnul Miclescu era o fărâmă de om gras atâta încât semăna cu un butoi de bere. Ochii, okay, în afară de faptul că erau încrucișați, aveau și ploapele bolnave de blefarită. Dar domnul Miclescu nu era un om rost de complexe. Zilnic îl vedeai pe strada principală la orele când lumea ieșea să se plimbe, totdeauna întovărășia cuiva din așa zisa protipendada a orașului. Închipuiți-vă o bucățică de om îmbrăcată în haine confecționate din cea mai bună stofă și lucrate la cel mai bun croitor din oraș. Închipuiți-vi-l pășind alături de un om cu statură normală, vorbind tare și afectat, însoțit cuvintele de gesturi largi, nu mai puțin afectate, și veți avea imaginea domnului Manole Miclescu, intendentul cimitirului. Văr primar cu șeful local al unui partid politic, ceruse și obținuse postul de intendent al cimitirului, post pe care îl păstra de ani de zile, independent de partidele care se perindau la putere. Domnul Manole Miclescu, în și slujba în primire, se puse pe treabă, hotărât să smulgă de pe urma ei maximum de profituri. Prima măsură pe care o luă fu să supună unui impozit pe toți acei care trăiau pe lângă și de pe urma cimitirului. Clopotarul, groparii, vânzătoarea de tămâie, lumânări și cărbune aprinși pentru cățui și cădelnițe, femeia care îngrija de candelele de pe morminte, floră Toți și toate fură obliga să plătească sau să-și schimbe meseria. Dar scurt timp după aceea, intendentul nu se mai mulțumi să perceapă doar impozite. Pe unii dintre cei înșirați mai sus, îi sili să devină salariații lui. Bineînțeles, nu despre toate cele relatate mai sus aveam cunoștință atunci când groparul Tase a început să-mi vorbească de domnul Miclescu. Dar chiar și puținul pe care îl știam despre intendent mi-a fost suficient ca să-mi dau seama cât de prost inspirat fusese bietul om atunci când îi încredințase spre păstrare economiile sale. Va să zic că... Domnul Manolei, bancherul dumitale, Cuvântul părucă la muză. Ehe, bancher, ăsta zic și eu, bancher. Cu el nu pățești, măi, ce-a pățit safta. safta e baba care vinde lumânări. Ce-a pățit? Păi strânsese și într-o viață de om cinci mii de lei. Cinci mii. Ban grei, mă, băiete. I-a pus la bancă. Aia de dodea de-a două bândă mare. Cum îi zicea, măi? Nu știu. Stai, măi, că mi-am amintit. Elino română. A dat bani ca faliment și banii ei s-au dus pe apa sâmbetei. Vezi, măi, dacă s-a locomit la dobândă mare? Mie nu-mi trebuie dobândă. Eu i-am spus lui domn Manole că ți ți dau atâția să-mi dai înapoi atunci când ți-o-i cere. Și ai vreo hârtie de la domnul Manole? ce îmi trebuie hârtie? Doar nu ne cunoaștem de ieri de al alteri. Nu are să se bucure la banii mei, că la el banii ca la turci. Ai mulți bani în păstrare la el? Groparul privi împrejur, apoi cu voce intenționat, mai înceată. Păi atâția ani când îi tot dau să să fii strâns ca la vreo treiși de mii. Cât? Treiși de mii? Suma mi se păru uriașă, mă uitam la el și nu venea să cred. Omul acela cu cioare, ciferfeniță, cu flanela peticită, încălțat, cu galoși spars și legați de picioare cu sârmă, era posesorul unei sume de treizeci de mii de lei. Și ce ai de gând să faci moșule cu atâta bănet? Bătrânul ridică din numeri. Vezi, tocmai asta e. Încă nu m-am hotărât. Dacă aș avea ceva rudele, aș lăsa lor tot, da, așa. M-am gândit să-i cheltui pentru sufletul meu. Cum adică pentru sufletul meu Pentru păcatele mele, băiatule, vreau să-i cheltui, să mai împuținez o parte din ele. Bătrân sunt. Ca mâine, poi mâine mă seara și dimineața nu mă mai trezesc și, după cât te înțeleg, ziua aceea nu mai e departe. Au început să se arate semne. Ultimele cuvintele le rostince de parcă mi-ar fi mărturisit tot taină. Ce fel de semne? Semne de dincolo. Ei, hei, măi, multe mai înțelege omul atunci când se împlinește sorocul să le înțeleagă. Da, până atunci. Ia ca o tânăr, ca orbu și surdu față de semnele de dincole. Ia-mă pe mine, drept pildă, de treizeci de ani, îmi fiește vara ci dorm. Pun capul pe pământ seara și mă trezesc dimineața, orb și surd la toate cele ce se petrec în jurul meu. Și cu toate astea, câte nu se întâmplă aici, trupurile s-au prefăcut în tine, dar sufletele trăiesc. Eu le-am auzit vorbind. Ai auzit sufletele vorbind? Cum pot vorbi sufletele? Parcă eu știu, dar le-am auzit, măi băiete, măi, așa cum te aud pe tine. Nici copiii nu te-ar crede moșule. Parcă ce? Îți cer eu să mă crezi? Da, de auzi le-am auzit. Era mai înspre toamnă. Într-o noapte mă trezesc din somn voci. Una subțire de femeie și alta groasă de bărbat. L-am început, am crezut că visez. M-am tras de mustață și ei m-am încredințat că sunt treaz. Eu nu am încredere deloc în băiat, spunea sufletul de femeie. Aș, dinspre partea lui, nicio grijă că e încă un copil, răspunse sufletul de bărbat. Nu vorbi prosti, se îndârji sufletul de femeie. Nici nu îți poți închipui de ce în stare ipocritul la ascultă-mă pe mine. Ce și-au mai vorbit, n-am mai putut auzi. Se îndepărtaseră și până la mine nu mai ajungea decât un murmur. Da, măi, băiete, măi, am auzit eu cu urechile mele. Era pia la miezul nopții și în toți întirem unii penie de om în afară de mine. Poate le-ai și văzut? Am întrebat amuzat. Atunci nu, dar în altă dată, da. Am văzut un duh. L-am văzut mai multe nopți. Cum arăta? Era înveșmântat în alb, arăta ca un fum alb. A, a dispărut cam prin locul ăsta unde ne găsim noi. Pe semne că duhul pe care l-ai văzut și-o fi avânt să lași un vrunul din mormintele astea. Poate intra acela care e cel mai arătos. Și arătai cu mâna spre cavoul cu anea urica. Mai știi că ori de câte ori l-am văzut tot înspre partea asta se pornea. Și bătrânul gropar se depărtă fără niciun cuvânt de rămas bun, ca și când ar fi fost sigur că la reîntoarcere tot acolo avea să mă găsească. Mama cârpea niște ciorapi, eu învățam. A doua zi aveam teză la științele naturale, o materie care nu-mi plăcea deloc. Făceam eforturi să mă concentrez, dar fără să izbutesc. Mereu mi-aminteam de cele aflate de la moștase groparul. Ce mă intriga în cea mai mare măsură era discuția celor două suflete care nu încăpea nicio îndoială avusese loc între Catina și complicele ei. După toate probabilitățile, copilul despre care Catina avea o părere atât de proastă eram eu. Începu să mă doară capul. Mi-am prins tâmplele în palme și am închis ochii. Ești obosit, dragul meu. Mă doare puțin tel capul. În clipa aceea se auzi o bătaie puternică în ușa tindei. Mama se speria atât de tare încât scăpă din mână ciorapul. Și nu mai fi Dumnezeule! Și dădu să se scoale. Stai liniștită, mamă, mă duc eu să văd cine bate. Înainte de a ieși, m-am uitat la ceas. Era ora zece. Am deschis ușa, un necunoscut aștepta în prag. Aici locuiește doamna Mănăilă? Întrebă cu o voce veselă. Da, aș putea să-i vorbesc. Am deschis larg ușa ca să-i fac loc să treacă. Mamă, domnul, te caută pe matale. Am vestit-o introducându-l pe necunoscut în bucătărie. Mama se ridicase între timp și se uita la el nedumerită și neliniștită. Doamna mânăilă? omagile mele, doamnă! Se plecă în fața ei și curtenitorii sărută mâna. Mama, care nu era obișnuită să-i se spună doamnă și nici să-i se acorde asemenea curtenitoare atenții, se înroși de plăcere. Poftim, poftiți, luați loc! Îl invită mama arătându-i un scaun. Mulțumesc, doamnă, sunteți foarte amabilă. Îmi îngădui să-mi scopar de siu, o căldură infernală aici la dumneavoastră. Și abia după ce și-a scos pardesiul, l-am putut vedea mai bine. Era un om înalt, ciolănos, cu un cap perfect de dolicocefal, cu fața măslinie și puțin subtă. Ochi mari, negri și strălucitori, cum nu mai văzusem până atunci și cum nu mi-a mai fost dat să întâlnesc alții la fel nici după aceea. Sprânce negroase și fără nicio exagerare, circumflexe. Frunte dreaptă, nu prea înaltă, dar care părea îngustă din cauza părului negru, care pornea chiar de la bumbii frunții. Părul lins și pomădat era pieptăna cu cărare la mijloc. Nasul corect, parcă un pic prea subțire, cu nări permanent neliniștite, adulmecând parcă. O mustață mexicană, probabil și ea pomădată, deasupra unor buze groase și roșii. Pornind de la tâmple și numai pe o fâșietare tare îngustă, urmând linia maxilarelor o bărbuță care se îmbogățea încrețindu-se ușor drept pe bărbie. Necunoscutul era îmbrăcat în haine de seară, negre și purta încălțăminte de lac. Albul imaculat al plastronului scotea și mai mult în evidență culoarea măslinii a pielii, negrul lucios al ochilor, părului și bărbii. Avea o voce sonoră, se exprima cu ușurință și în fraze alese, dar nu puteai ști dacă vorbește serios sau dacă, în înapoi excesivei politeți, nu se ascunde doar ironie. Nu numai înfățișarea, dar și cuvintele mi-l antipatic. Era ceva diabolic în înfățișarea acestui om în strălucirea ochilor în zâmbetul cu care ținea să sublinieze anumite cuvinte. Cât privește pe mama, abstracție făcând de primele clipe, de asemenea străinul o impresiona neplăcut. Cred că n-aș greși afirmând că, pur și simplu, o înfricoșa. Stimată doamnă, începune cunoscutul cu afectare. În primul rând, îngăduiți-mi să vă cer scuze pentru ora nepotrivită la care mă înfățișez dumneavoastră. Am fost însă nevoit să trec peste etichetă, deoarece mâine dimineață părăsesc orașul. Mama deschise gura să spună că -i acceptă scuzele, dar probabil, neștiind dacă intre sau nu în uzanța bunelor maniere, renunță, mulțumindu-se să-și încline capul într-un anumit fel pe care eu l-am găsit grațios, dar care spre lauda ei nu angaja cu nimic. Numele meu, stimată doamnă, este Prejan. Sunt naturalizat francez, locuiesc la Paris și conduc în calitate de director o societate de export. Mă găsesc în orașul dumneavoastră numai de câteva ore și intenționez să-l părăsesc cu primul tren. Am venit aici de la București cu un dublu scop. În primul rând, pentru a îndeplini față de dumneavoastră un comision din partea bunului meu prieten Bazen un renumit fabricant de jucării, iar în al doilea rând, pentru a aduce omagii doamnei Beatrice Corde, sunt soția consilului, consulului franței care își sărbătorește în seara aceasta ziua ei de naștere. Trebuie să știți că mă leagă de soții Corde o veche, foarte veche amiciție care se întinde pe o perioadă de 15 ani. Așa se explică de ce mă prezint în fața dumneavoastră într-o ținută puțin obișnuită pentru vizite, mai ales neanunțate. Cât timp vorbise ochii lui se oprire de mai multe ori asupra mea cercetători. O clipă tăcuș și apoi început din nou să vorbească. Și acum, doamnă, îmi veți îngădui să vă informez care este scopul vizitei mele. V-am spus mai adineaur că sunt trimis la dumneavoastră de către bunul meu amic, domnul Bazen. Probabil că numele acesta nu vă spune nimic și că l-au zis pentru prima dată." Da, domnule," confirmă mama, aruncându-mi în același timp o privire întrebătoare." E foarte firesc, stimată doamnă, și știți de ce? Pentru că soțului dumneavoastră nu i-ar fi făcut niciodată plăcere să vorbească despre domnul Bazen, fostul lui asociat." Mama se uită la mine, eu la ea și apoi amândoi la acel ciudat domn Prejan. Da, doamnă, soțul dumneavoastră, și cu acest prilej vă rog să primiți tardivele mele condoleanțe pentru nenorocirea care v-a lovit, a fost asociatul amicului meu Bazen acum vreo... Pf, vreo... Probabil că am uitat câți ani mai sunt de atunci. Da, cred că asta nu are importanță pentru dumneavoastră, nu-i așa? Desigur, nu are importanță, repetă mama mașinal. După cum știți, fără îndoială, știți, soțul dumneavoastră a călătorit mult. Știți de asemenea că în Franța a locuit mulți ani. În anii aceia s-au cunoscut soțul dumitale și domnul Bazen. Trebuie să mai știți, doamnă, că pe vremea aceea, vă rog să-mi iertați expresia, domnul Bazen cam trăgea mâța de coadă de altfel ca și soțul dumneavoastră. Bineînțeles, amândoi visau să scape de sărăcie. Idealul comun i-a apropiat și s-au împrietenit. S-au împrietenit într-un moment favorabil când domnul Bazen tocmai moștenise câteva zeci de mii de franci de la o mătușă. Și când soțului dumneavoastră i-a venit mare idee, cum spune și astăzi amicul meu Bazen, de a-și încerca noroc în industria de jucării. Domnul Bazen a acceptat să-și investească banii în această afacere. Și cum soțului dumneavoastră i-a venit în minte și alte idei tot atât de inspirate... În scurt timp, întreprinderea a început să prospere spre marea satisfacție a micului meu bazen. Dar, doamnă, se pare că soarta oamenilor pe pământ este să nu se înțeleagă chiar atunci când sunt prieteni și se stimează reciproc. Pentru a nu mă menține, estimată doamnă, doar la generalități, trebuie să vă spun că, din păcate, neînțelegerea s-a și între cei doi asociați. Conflictele la început minore și rare se înmulțiră, luând din zi în zi forme mai violente. Veți fi, poate, curioasă să cunoașteți natura acestor conflicte. Pe scurt, doamnă, trebuie să vă spun că domnul Bazen reproșa soțului dumneavoastră că are mult prea multe idei și că punerea în practică a unora dintre ele ar duce la prăbușirea întregului edificiu. Pe de altă parte, soțul dumneavoastră reproșa domnului Bazen că, datorită prudenței lui excesive, întreprinderea este amenințată să rămână obiată fabricuță. Neînțelegerea adâncindu-se din zinzi zi mai mult, sfârși prin a exaspera pe amândoi, da, mai ales pe soțul dumneavoastră care, a cărui fire vă rog să-mi ierta sinceritatea, se pare că era mult mai violentă decât a domnului Bazen, amicul meu. Pe scurt, soțul dumneavoastră a cerut desfacerea asociației, iar domnul Bazen nu s-a opus. Marea dificultate însă s-a evit în clipa când s-a pus problema să ia fiecare ceea ce îi se cuvenea. Practic, lucrul acesta părea imposibil, pentru că aceasta ar fi însemnat de fapt lichidarea întreprinderii. Domnul Bazen socotindu-se cel mai îndreptățit să pună condiții, deoarece el fusese acela care venise cu capitalul, propuse soțului dumneavoastră succesiv mai multe soluții de compromis pe care acesta le refuză. Le refuză și, dintr-un fel de culanță de neînțeles, se retrase. Domnul Bazen a rămas singur și, în ciuda pronosticurilor soțului dumneavoastră, izbuti cu prudența care îl caracteriza și care lipsea soțului dumneavoastră să transforme mica fabricuță în cea mai mare întreprindere de jucării din întreaga Franță. Trebuie să știți însă, doamnă, că domnul Bazen, care e un om extrem de cinstit, nu a uitat o clipă că prosperitatea lui prezentă se datorește într-o însemnată măsură ideilor fostului său asociat. De aceea a depus la bancă într-un cont special suma de bani care reprezenta partea din activul întreprinderii în momentul când soțul dumneavoastră a ieșit din asociație. Îmi veți îngădui, doamnă, să vă comunic spre știința dumneavoastră că această parte reprezintă suma de 500.000 de franci francezi. Mama care de multe ori mă uimea printr-un extraordinar simț de adaptabilitate, nu se dezminți nici de data asta, punând o întrebare care mie nu mi-ar fi trecut prin minte. Fii amabil, domnule, și spunem ce reprezintă suma asta în lei. Circa un milion, doamnă. Dar din motivele pe care aveți să le cunoașteți imediat, echivalența în lei nu prezintă pentru dumneavoastră niciun fel de interes. Așadar, îngăduiți-mi să continui, doamnă. Domnul Bazen nu s-a mulțumit să țină la dispoziția soțului dumneavoastră ceea ce îi se cuvenea, ci a și întreprins unele investigații pentru a-i da de urmă. Spre marele său regret, investigațiile nu au dus la niciun fel de rezultat. Aceasta până mai acum o lună, când numai din întâmplare i-a dat de urmă, dar din păcate prea târziu, mult prea târziu. Prin mine vă transmite condoleanțe și ține să vă asigure că, în ciuda neînțelegerilor din trecut, a păstrat tot timpul soțului dumneavoastră o sinceră afecțiune. Totodată, stimată doamnă, domnul Bazen vă aduce la cunoștință că suma de 500.000 de franci francezi vă stă la dispoziție, dar numai în anumite condiții. Mama încă nu-și revenise din uluială. Ce fel de condiții, domnule?" murmură ea. Nu e vorba de fapt decât de o singură condiție pe care, anticipând, nu mă îndoestimată, doamnă, că o veți accepta. Doamnă, domnul Bazen dorește ca dumneavoastră împreună cu fiul dumneavoastră și mă măsură din cap în picioare cu ochii lui de lac, să vă mutați în Franța. Domnul Bazen se va îngriji de viitorul acestui tânăr inteligent și simpatic, în așa fel că atunci când își va termina studiile să-și poată alege cariera care îi va plăcea cel mai mult. De asemenea, domnul Bazen se angajează să obțină la vremea potrivită naturalizarea pentru dumneavoastră și fiul dumneavoastră. Dacă acceptați și îngăduiți-mi să vă spun că nu vă motivul pentru care ați refuza, mă angajez ca în cel mult o săptămână să obțin pașapoartele. În vederea cheltuielilor ocazionate de plecare, am mandat din partea domnului Bazen să se semnez un cec pe numele dumneavoastră în valoare de 10.000 de lei. Și pentru a întări cuvintele scoase din buzunarul de la piept un carnet de cecuri, vedeam acum pentru prima dată un carnet de cecuri și cu un stilou de aur de toată frumusețea completă suma. Poftiți, doamnă, cecul e în regulă. Și întinse mamei dreptunghiul de hârtie pe care cele cinci cifre erau scrise cu cerneală albastră. Domnule, încă nu am acceptat. Îi replică mama, prefăcându-se că nu observă hârtiuța care valora zece mii de lei. Bravo, mamă! O aplauda ingând mândru de ea. Emisarul domnului Bazen râse scurt, râsul suna, mai curând a și puse cecul pe masă în fața mamei. Într-adevăr, încă nu mi-a spus că acceptați, dar faptul că am anticipat nu cred că are vreo importanță. Domnule, aș vrea să vă pun o întrebare. La dispoziția noastră, doamnă. Aș vrea să vă întreb. Dacă banii aceia de care ne-ați vorbit ni se cuvin. De ce atunci domnul bazen al dumneavoastră pune condiții? Hotărât. În împrejurări deosebite mama știa să devină admirabilă. O întrebare foarte legitimă, scumpă doamnă. Și am să încerc să vă răspund cu sinceritatea care mă caracterizează, chiar dacă răspunsul meu vi se va părea cinic. Trebuie să știți că banii în egală măsură sunt și nu sunt un drept al soțului dumneavoastră sunt din punct de vedere subiectiv, adică dacă ținem seama de sentimentele de afecțiune ale prietenului meu, bazen, față de fostului asociat. Nu sunt din punct de vedere obiectiv pentru că soțul dumneavoastră a renunțat la toate drepturile sale, semnând în acest sens o hârtie, care se află în seiful domnului Bazen. Și tocmai bazându-se pe faptul că, obiectiv, dacă vreți de drept, nu datorează nimic răposatului dumneavoastră soț, își permite domnul Bazen să pună condiția pe care am avut onoarea să vă aduc la cunoștință. Domnule, eu sunt o femeie simplă și nu mă pricep în chichițe de-astea avocățești. Chiar dacă există o asemenea hârtie semnată de soțul meu, poate la supărare după legile omeniei, banii ni se cuvin fără niciun fel de condiții. Îmi venea să o sărut, dar fiindcă nu puteam face de față cu străinul, m-am dus să stau lângă ea. Absolut de acord cu dumneavoastră, doamnă. De altfel și prietenul meu, domnul Bazen, dacă a capitalizat într-un cont separat ceea ce a considerat că îi se cuvine soțului dumneavoastră, a făcut-o ascultând tocmai de această lege a omeniei. Atunci de ce pune condiții? Se îndrăgi mama. Nu vă pot ascunde, doamnă, mâhnirea mea că mă puneți în situația de a apăra pe domnul Bazan, a cărui cinste ireproșabilă este deasupra oricărei bănuieli sau învinuiri. O fac, deși știu că el nu m-ar aproba, deoarece sunt în credința că punând -o, ase... o astfel, de întrebare, v-ați exprima doar nedumerirea. Aflați, doamnă, că această condiție, mai bine zis această presupusă condiție, nu este decât Forma, poate puțin cam originală, prin care prietenul meu, domnul Bazen, se străduiește să se comporte în conformitate cu legea omeniei de care vorbeați. Domnul Bazen, dragă doamnă, este un om extrem de bogat, dar, ca mai toți cei bogați, este și un om extrem de original. De deci, ce vă relatez acest lucru? Pentru ca să înțelegeți mai bine cele ce vă voi spune. Vă rog să luați notă că, prin mărturisirea pe care intenționez să vă o fac, îmi depășesc mandatul. De asemenea, vă rog să luați notă că e o părere absolut personală, care ai putea sau nu acorda creditul cuvenit, în măsura în care poate conta în ochii dumneavoastră cuvântul lui om pe care îl vedeți în seara asta pentru prima dată. Doamnă, domnul Bazen nu are familie. Soția a murit acum 15 ani, iar unicul său fiu acum 3, într-o expoziție, într o expediție geografică în Himalaya. Cu excepția unui nepot pe care îl repudiază din motive care nu interesează, nu știu să mai aibă și alte rude. Ei bine, doamnă, părerea mea este că domnul Bazen ține să vă știe în Franța pentru că intenționează ca la timpul potrivit să încredințeze fiului fostului său asociat conducerea întreprinderilor sale. Iată, doamnă, motivul pentru care am ținut să subliniez că prietenul meu, domnul Bazen, este nu numai bogat, da, și extrem de original. Dar, încă o dată, aceasta e părerea mea personală, căreia, repet, sunteți liberă să-i acorda sau nu credit. Și acum, pentru a încheia, Vă rog să considerați că vă vorbește un prieten, cu toate că nu am avut cinstea să vă cunosc până acum o jumătate de oră. Și ca prieten, vă spun că pe fiul dumneavoastră l-așteaptă un viitor strălucit. În sfârșit, emisarul domnului Bazân câștigase victoria. Mama, care spre lauda ei rezistase eroic insinuantelor sale atacuri, era acum la pământ. Bunul ei simți că apitulase în fața perspectivelor strălucite care mă așteptau acolo în Franța. Îmi dădeam seama ce se petrecea în sufletul ei, privindu-i ochii, care îi se luminaseră de o lăuntrică încântare. Ce mai vrăjitor era emisarul domnului Bazen? Se oferea să ne scoată din sărăcie și din mahalaua mascaralei și să ne ducă într-o lume plină de minuni, Parisul, despre care auzisem că se și numea de altfel orașul minune. În locul liceului nostru, cu săl de clase urâte și friguroase, cu coridoare numai puțin urâte, mă vedeam într-un colegiu francez pe care mi-l închipuiam ca un fel de palat transformat în școală. Mă vedeam apoi student la Sorbona, mă vedeam colindând muzeele, frecventând teatrele. Cât privește întreprinderile domnului Bazen, care, după spusele străinului, trebuiau să devină într-o zi ale mele, ele rămâneau învăluite în negură, pentru că imaginația mea era opacă la asemenea tentații. Dar numai pentru o clipă tentația domnului Bazen mă stăpâni. În clipa următoare mi-am amintit că tatăl meu fusese ucis la hanul lui Agop, și pe dinaintea ochilor mei s-au perindat într-o clipă toate întâmplările neobișnuite prin care trecusem în anii ce se scurseseră. Și atunci, vraja s-a risipit. Instinctul pe care acele împrejurări neobișnuite mi l-ascuțise mi-a dat de veste că nu trebuie să avem pic de încredere în emisarul acelui domn Bazen. Acesta, crezând că bătălia era definitiv câștigată, a început să dea vădite semne de plictiseală. Vai, ce repede trece timpul! Îmi veți permite, doamne, să mă retrag? N-aș vrea ca soții Cordei să fie neliniștiți din cauza întârzierii mele. Începând de mâine pornesc demersurile pentru obținerea pașaportului. Vă rog ca și dumneavoastră să grăbiți pregătirile de plecare, în așa fel încât peste șapte zile să vă puteți îmbarca. Ca și pentru a evita neplăcerile călătoriei cu trenul. Am reținut locul pe cargobotul, Baiard. E un vas admirabil care transportă și pasageri. Vă rog să nu uitați că, de azi în șapte zile, la orele șase dimineața, Bayard ridica ancora." Domnule, mama nu acceptă condițiile domnului Bazen. Vreau să spun că nu acceptă să părăsească țara." Vorbind în locul mamei pentru a mă asigura că nu mă va contrazice, i-am strâns conspirativ brațul. Cu auzii răsuflând ușurată, parcă i-aș fi luat o piatră de pe inimă. Îmi permit, doamnă, să vă atrag atenția că n-ar trebui să îngăduiți acestui tânăr simpatic să se amestece într-o treabă atât de importantă. Vă spune un prieten și vă rog să credeți că eu nu aș îngădui fiului meu asemenea... asemenea libertăți. Domnule, fiul meu a avut în cuvințarea să vorbească în numele meu. Cum, doamnă, refuzați? Da, domnule. Dar vă dați seama ce, ce, ce... Iertați-mi expresia. Ce prostie faceți! În fața acestei izbucniri, care părea sinceră, m-am avut din nou o ezitare. Mi-a o privire nesigură. Mi-am trecut brațul pe după umeri ei și am făcut semn să nu accepte. Nu știu, domnule, dacă fac o prostie așa cum spui dumneata, Da, de plecat nu plec." Doamnă, e hotărârea noastră definitivă?" Definitivă, domnule." Atunci, doamnă, mă spol pe mâini pilat. Prietenul meu, domnul Bazen, va fi dezolat. Da, am încercat tot ceea ce mi-a stat în putință." În locul dumneavoastră, doamnă, n-aș fi dat cu piciorul unei asemenea șanse, care nu se ivește decât o singură dată în viața unui om. Dar, pe cât se pare și îngăduiți-mi să vă spun, sunteți în așa măsură sub tutela acestui răsfățat tânăr, încât din slăbiciunei sacrificați viitorul. Un viitor așa cum am mai avut onoarea să vă spun strălucit. Doamnă, omagile mele, tinere prea răsfățat, hai, noapte bună. Ducule, condul pe domnul, ia spaltonul pe tine să nu răcești. Bine, mamă, L-am condus până în stradă, unde l-aștepta o trăsură, birjarul a țipise pe capră. Caii sfărăiau, își rodeau zăbalele și băteau cu copitele calde râmul străzii. În poartă, domnul prejan îmi spuse cu un ton prietenos. Doamne, ce caraghios sunteți voi, tineri!" Și dumneavoastră ați fost tânăr, domnule. Te sigur, am fost tânăr și am fost și eu caraghios." Și de ce găsiți că sunt caraghios?" Spunem tinere, dragă, îți plac poveștile? Neștiind ce urmărește, i-am răspuns cu prudență. Unele dintre ele, da. Îngă să spun una scurtă care cred că intereseze. Vă ascult, domnule. A fost odată un băiat să zicem că de vârsta dumitale. Și băiatul acesta era tare curios. Își vâra nasul peste tot și voia să știe o mulțime de lucruri care nu-l priveau deloc. Da. Vezi însă că erau și oameni cărora nu le convenea ca băiatul ăsta curios să-și vâre nasul întreburile lor. Ei bine, știi ce s-a întâmplat? Pun așa că nu ghicești. Vezi, ți-am spus eu. Și totuși e foarte simplu. Într-o zi oamenii aceia plictisi să se tot piedice de băiatul curios și au zis. Dacă băiatul ăsta e atât de curios, ce-ar fi să-l trimitem să trimite însă cerceteze cum arată fundul Dunării? Pentru curiozitatea lui nestăvilită, fundul Dunării reprezintă un câmp larg de cercetare. Zis și făcut. L-au prins pe băiat, i-au legat un bolovan de picioare și l-au trimis să exploreze fundul Dunării. Și știi ce s-a întâmplat? Pun așa că nici de data asta n-ai să ghicești. Ba știu, a murit, murmurai. Ca a murit, asta e de la sine înțeles. Dar în ce fel a murit, n-ai să ghicești. Mai bine să spun eu. Pe ești plictisit și ei de curiozitatea nepotolită a băiatului s-au hotărât să se scape de el. Au însărcinat pe somn și pe știu că să-l prinde și să-l mănânce. E deprisos să-ți mai spun că somnul și știu că n-au putut decât să asculte de o asemenea poruncă mai ales că venea de la soborul tuturor peștilor. Ei, ți-a plăcut povestea? Nu, domnule. Bravo, îmi place sinceritatea dumitale tinere. Dar apropo, să știi că mama ta și cu tine ați făcut azi o mare prostie. Ei, la revedere acum și nu uita povestea pe care ți-am spus-o. Când am intrat pe ușă, mama a A plecat? A plecat. Parcă ar fi fost diavolul. Da, Diavolul în haine de seară.